Slovenia are programat o rundă de alegerii generale pentru mâine. Robert Golob, unul dintre politicienii plasați de sondaje printre favoriții la fotoliul de premier, este în centrul unei controverse. Pe numele său există un cont bancar deschis în România, asta deși declarase pentru autoritatea slovenă de resort că nu deține conturi în străinătate. Principalul candidat al partidului Mișcarea Libertății declara în decembrie 2021 pentru administrația financiară slovenă că nu deține un cont în străinătate. Instituția l-a informat însă recent că pe numele său există un cont la Raiffeisen Bank undeva în România, au explicat reprezentanții formațiunii. Robert Golob a confirmat că a primit o plângere și că există o anchetă în derulare, însă susține că s-a comis un abuz de identitate și că pe numele său ar fi fost deschis un cont de către o altă persoană. Deși Mișcarea Libertății spune că acel cont a fost deschis în 2017 și că nu a existat nicio tranzacție în euro, publicația slovenă Delo notează că inițial Gobol afirma că acesta ar fi fost deschis în 2018. Legislația românească de profil prevede identificarea beneficiarului real în baza unor informații minime care trebuie colectate. Băncile trebuie să efectueze o analiză și în ceea ce privește sursa fondurilor. Procedurile Raiffeisen Bank interzic deschiderea unui cont pe numele unei persoane dacă aceasta nu e prezentă fizic în sucursală la deschidere. Astfel că în mod evident, ea nu se poate afla în străinătate în acel moment. Robert Golob este administratorul GenAI, care încă mai deține un cont activ în România, deși compania s-a retras oficial din țara noastră în 2018. Fost CEO la compania slovenă de stat pentru energie electrică, Golob a intrat în politică în decembrie 2021. Sondajele de opinie prevăd o cursă strânsă la alegerile de duminică, unde lupta se va da cel mai probabil între Mișcarea Libertății și Partidul Democrat Sloven, formațiunea premierului sloven în exercițiu, Janez Janša.